Mă numesc Tainara, locuiesc în satul Coșnița. Am o fetiță, Cătiușa. La vârsta de 9 luni, ea a suportat o traumă craniocerebrală. Are deteriorări fizice, totodată a pierdut și vederea. Multă vreme mă stăruiam să văd câte procente vede. La școală nu a fost Cătiușa, la grădiniță tot nu a fost. Multe obiecte ea nu le cunoaște. Vrând să vă aflu câte procente vede Cătiușa, eu m-am dus la Creulei, la medicul oftalmolog. Acolo era foarte multă lume, stătea în rând la medic. Mi-am așteptat rândul. Peste 3 ore, maximum, ajuns și rândul, eu să intru la medic. Ne-a văzut, ne-a dat afară, spunându-mi că are foarte multe lucruri cu dânsa și să intrăm la urc. Am început să plâng, pentru că mă simt obișnuită, că nu mi-a tras atenție și la copilul meu. Îndălindu-mă alt medic de la noi din sat, cunoscându-mi istoria, mi-a spus să nu te pierde cu firea, dar du-te la medicul șef și spune din ce cauză te-a dat afară și nu a vrut să te controleze. Așa și-a făcut, m-am dus la medicul șef, mi-a spus din ce cauză și-am pățit. Dar nu știam că medicul șef este soțul medicului oftalmolog. El a sunat la medicul oftalmolog și s-a spus de ce ai procedat în felul următor cu copilul ăsta. M-am întors înapoi, într-adevăr am intrat ultimii, când mai mult dar nu erau după noi pacienți. Am scos de buzunare știind că el nu știe obiectele, nu știe desenele. Câteva boabe de fasole, câteva semințe de floarea soarelui mi-am luat de acasă, încojurând-o pe dâns. Ca să poată vedea câte procente vede, nici nu știm, și să înțeleagă medicul și al să-i controleze vederea. E totuși ne-a ascultat, a văzut, a controlat fetița și când am ieșit din cabinet, n-am dorit să închid ușa, e îmi spune din urmă, tăți aici de pe ștenistru, tăți îți debil de cap. Foarte obișnuitor mi-a fost, păi ce ți-a stai, îți debil de